un ecosistem e bazat pe organizații suport. Organizații suport și furnizori de servicii, majoritatea provenind din mediul privat, dar și din mediul bancar, mediul investițional, indivizi, acei lideri comunitari, oameni care, nu știu, au un bagaj de experiențe, succese și, de ce nu, insuccese în demersuri antreprenoriale, oameni care atunci când, nu știu, și-au dus visurile în zona care a condus la un retur financiar, devin investitori și sunt furnizorii acelor smart money, investiții extrem de productive, nu doar prin valoare financiară, ci prin valoarea conexă adusă de cunoștințe, de relații, de experiențe personale gata să fie împărtășite. Centrele de cercetare fac în mod ideal parte componentă din aceste ecosisteme antreprenoriale, nu neapărat într-un mod extrem de consistent în zona noastră. Organizațiile studențești și, bineînțeles, mediul academic în sens mai larg, multinaționalele atunci când filozofia lor de acțiune într-o arie geografică nu e radical orientată către atragerea de resurse umane și utilizarea lor strict în interiorul organizației, ci atunci când încurajează intraprenoriatul și eventual, cum se întâmplă și pe aici câteodată, încurajează inclusiv desprinderea angajaților care au curajul și, mă rog, poate inconștiența de a porni o activitate antreprenorială. Din nou, în lumea în care ne aflăm, rămâne relevantă și acțiunea și implicarea unor organizații internaționale de, nu știu, dezvoltare economică sau dezvoltare comunitară. Poate mai puțin în România, atunci când, mă rog, o mare parte dintre ele s-au retras odată ce România a devenit membra Uniunii Europene, dar în țări din vecinătatea, hai să spunem, sud-vestică, de exemplu, în Serbia există o pleiadă de organizații internaționale de dezvoltare și fundații private care sprijină aceste ecosisteme antreprenoriale. Sectorul guvernamental e și el relevant, dar de foarte multe ori se spune în interiorul acestor ecosisteme antreprenoriale cel mai bine e să ne lase în pace. Atunci când nu pot și nu reușesc să dezvolte o strategie de dezvoltare a mediului antreprenorial care să fie într-adevăr utilă, e recomandabil să nu acționeze extrem de mult. Pentru ca un ecosistem antreprenorial să fie, nu știu, eficient și să producă în cele din urmă noi companii, noi firme, noi tehnologii care fundamentează afaceri de succes, aceste ecosisteme ar trebui să fie adaptate nevoilor locale. Foarte frecvent se aud discursuri mai degrabă provenind din mediul politic și administrativ în care fiecare al cincilea oraș dintr-un județ își propune să devină un nou Silicon Valley. E o chestie pe care nu și-o mai propune nici măcar Londra sau Berlinul. Fiecare își descoperă propria identitate și propriul traseu de dezvoltare ca și ecosistem.
Un ecosistem antreprenorial funcționează în bună condiție atunci când aspectele birocratice sunt limitate sau inexistente, atunci când, nu știu, establishmentul, mediul administrativ se abține de la intervenții și nu încearcă să formalizeze foarte multe lucruri. Eventual, atunci când o fac prin politici publice care sprijină inițiativele antreprenoriale. Poate că un ecosistem antreprenorial are ca și nevoie, nu neapărat principală, dar una dintre nevoile fundamentale e aceea de finanțare. E extrem de greu să ai succes în acest domeniu dacă ritmul de creștere nu poate fi susținut sau accelerat prin injecții de capital provenit fie din surse individuale, de la cei faimoși business angels sau de la structuri instituționale, firme, fonduri de venture capital, private equity, eu știu, programe ale unor bănci eventuale. Un ecosistem antreprenorial eficient este sprijinit, dar niciodată creat și condus de către mediul administrativ, public, academic sau organizații comerciale. Nu o să întâlniți, eu știu, ecosisteme relevante acolo unde o cameră de comerț își asumă rolul de lider sau, eu știu, un consiliu județean sau eventual o agenție de dezvoltare regională. Ele sunt entități utile, necesare, dar poate undeva în al doilea palier de, sau al treilea, sau chiar la baza acestor rețele și structuri. Un ecosistem antreprenorial eficient este unul care are o formă destul de liberă și căruia îi se permite să se modifice, să fie fluid, să răspundă la evoluția mediului general din jurul său și din interiorul său. Repet, pentru succesul unui ecosistem antreprenorial, cei din interiorul lui trebuie să accepte, să îmbrățișeze și să valorifice eșecurile. Eșecurile sunt contexte extraordinare de învățare. Și atunci când un eșec este analizat și pus în fața celorlalți antreprenori, el servește ca sursă de foarte valoroase lecții și cazuri bine analizate de evitat în demersuri similare. Dialogul este esențial în acest tip de medii. Și atunci când acest ecosistem e extrem de tânăr, cum vorbim de toate cazurile din România, până la urmă aspectele de învățare și educative credem că sunt esențiale. Care ar fi, eu știu, componentele ușor identificabile la nivelul Timișoarei? Vorbim de o Timișoară care pe sectorul IT numără un număr, spunem noi, destul de greu de definit de personal activ. E surprinzător când ziare de genul Ziarul Financiar publică clasamente în care Timișoara e inclusă cu vreo 2500-3000 de programatori.
mă uit în propria mea rețea socială și limitându-mă doar la LinkedIn, probabil că mă apropii de acea valoare. Cu siguranță Timișoara are un număr mult mai mare și probabil că se apropie, dacă nu depășește, 11-12.000 de programatori. Distribuiți în vreo 1.000 de firme mici, sunt vreo 200-300 de firme de IT, fără niciun angajat, dar pe de altă parte avem, eu știu, coloși cu 1.000 de angajați, cum ar fi Alcatel sau Continental. Atunci când numărăm startup-urile din ecosistem, ajungem undeva la vreo 60 ceva, 70 de startup-uri. Nu toate aflate încă în stadiul de viabilitate. Unele dintre ele, efectiv, au ajuns, eu știu, la un exit prematur din cauze diverse, dar le, hai să spunem, contabilizăm pentru că experiențele lor sunt în continuare utile și valorificabile. Există un timișoarastartups.com, o, eu știu, bază informațională extrem de actuală și menținută la modul voluntar de către oameni dedicați ai ecosistemului. Critice, până la urmă, sunt infrastructurile de suport pentru startup-uri. Eu muncesc, de exemplu, la Timișoara Startup Hub, care pentru o bună perioadă de timp a fost, până la urmă, eu știu, locul în care era centrat acest ecosistem, locul în care oamenii se întâlneau, locul în care oamenii tehnici participau la evenimente din care când și când rezultă câte un nou startup. E locul în care sunt organizate evenimente de genul Startup Hub, care adună, Startup Weekend, care adună 100-120 de oameni interesați de antreprenoriat în domeniul tehnic. Între timp a fost lansat și crește ca și relevanță incubatorul de afaceri dezvoltat de primărie, Incubox. Există niște nuclee extrem de active în Universitatea de Vest, un co-working space intitulat Creative Minds, dedicat strict studenților care au pornire antreprenoriale. Se pregătește un nou spațiu de co-working care sperăm cumva să fie un nou nucleu de dezvoltare în această direcție. Informațiile legate de viața ecosistemului se centrează pe acel timișoarastartups.com, dar și în calendarul de evenimente al ecosistemului. Vorbim de zeci de evenimente care sunt înregistrate lunar, acoperind o gamă destul de largă, evenimente tehnice în care oameni specializați pe o anumită sub categorie de tehnologii se întâlnesc și își expun activitățile, proiectele, succesele, obțin și dau feedback, dar și evenimente ale antreprenorilor în care efectiv sunt expuse și analizate diverse abordări venite din diverse firme și, eu știu, foarte frecvent, viitori antreprenori sunt expuși la cunoștințele, cunoașterea practică generată în diverse abordări antreprenoriale. Un foarte specific Timișorii, nu știu, subgrup de piloni ai acestui ecosistem sunt reprezentate de acele comunități tehnice. Vorbim de grupuri extrem de diverse, 35 la număr de specialiști în diverse tehnologii. Aici am enumerat, eu știu,
comunitatea de dezvoltatori sau, mă rog, de utilizatori ai metodologiilor agile de dezvoltare software. E cea mai veche, numără aproape 600 de membri, generează 10-15 evenimente pe an. Timișoara Mobile Development Group, iarăși relativ, o comunitate relativ matură și ea pe undeva pe la 500 de membri, puțin mai inactivă în ultima vreme pentru că au apărut alte comunități, eu știu, în zone conexe și care au preluat cumva din nevoia de contexte de comunicare în cadrul acestei branșe de specialiști. Și putem continua enumerarea până la, eu știu, Timișoara Automotive Technologies, o comunitate nouă, Timișoara Online Marketing, iarăși un grup extrem de dinamic în ultima vreme și coborând așa ajungem și la Coder Dojo Timișoara, care e o pepinieră de viitor programator și spunem noi și viitori foarte buni oameni de comunicare, oameni de echipă, oameni capabili să prezinte și să reprezinte grupuri din care fac parte. E un loc în care copii de la 7 la 17 ani învață la modul gratuit, informal, deschis, inclusiv, sub îndrumarea unor mentori voluntari să programeze aplicații mobile, aplicații desktop, jocuri, diverse tipuri de software. E cumva cineva care a auzit de startup de Coder Dojo și are copii sau cunoscuți care participă la... Nu. Nu-i bai, o să auziți. Sunt vreo 7 asemenea implementări în clipa de față în zona metropolitană Timișoara, plecând de la sat, de la Moșnița și mergând până la, eu știu, Universitatea de Vest, facultatea de, n-o să ghiciți, nu cea de informatică, ci cea de economie, care a preluat conceptul și îl implementează, îl găzduiește cu succes de aproape un an de zile. Ce fac aceste comunități? Se întâlnesc regulat și discută probabil noutăți tehnologice. Vorbesc despre implementări ale diverselor acestor tehnologii. E foarte interesant că în ultima vreme înregistrăm activități comune, diverse meet-up-uri, diverse asemenea comunități găsesc subiecte de convergență pe care le abordează și le prezintă din perspectiva a două subcategorii de specializări. Sunt aduși sau vin prezentatori din Timișoara, din alte localități din țară, dar și din străinătate. Se dezvoltă activități de training, se colaborează extrem de bine în dezvoltarea unor evenimente majore și să construiesc punți cu comunități similare din zonă. Szeged, Budapesta, Novi Sad, Belgrad și București și Cluj, să nu uităm, dar trebuie să recunoaștem că ne e mult, mult mai ușor să ajungem la Belgrad decât să ajungem la București. Atunci s-ar putea ca, într-un fel, să fim văzuți ca, eu știu, era să inventez un termen, centrifugiști. Care este funcția educațională și de învățare din cadrul acestui ecosistem și cum se manifestă ea? Pot fi identificate o serie de tipuri de activități tipice. Acele meet-up-uri, întâlnirile periodice ale unor grupuri hiperspecializate, 15-20 de oameni își petrec 2-3 ore după programul de lucru
despicând firul în patru la nivel de advanced programming technologies sau implementări diverse. Hackathoane. Hackathoanele sunt activități ceva mai lungi, acoperă un weekend întreg. Din nou, după o săptămână de lucru, sute de programatori sunt dispuși să se adune. De exemplu, în imaginea asta aveți informație vizuală despre ediția de anul trecut a HackTM. Am adunat 350 de programatori care au dezvoltat proiecte pe vreo 5 direcții și, mă rog, există interferențe între oameni veniți din subspecializări tehnologice diferite. Există, nu se văd foarte clar, există o secțiune de kids coding, copii de 12, 14, 16 ani care lucrează cot la cot și învață extrem de mult de la programatorii, știu, maturi și avansați. Aici e o imagine de la Coder Dojo, din nou activități care au loc sâmbetele cu voluntari din industrie și copii care nu acceptă nici măcar în glumă, să le spunem, luăm vacanță. E o chestie care se întâmplă de-a lungul întregului an. Avem din 52 de săptămâni, probabil că avem 45 activități ale Coder Dojo. Și din nou, învățarea e extrem de intensă și de practică. Mai nou, în ecosistem se manifestă, inițiative care încearcă să ofere alternative la sistemul formal de educație. Industria nu mai are răbdare, industria nu are la dispoziție 4-5 ani ca să aștepte formarea unui inginer angajabil. Și atunci sunt două fenomene destul de prezente. Studenții de anul întâi, într-o măsură spectaculoasă, cei de anul doi aproape în totalitate, dacă sunt la calculatoare, informatică, electronică, devin angajați cu normă parțială sau, mă rog, cu normă integrală, dar nici asta nu acoperă nevoia de specialiști. Și atunci există câteva, vreo două, trei școli informale de programare care în sesiuni de 3 luni, 6 luni creează, angajați de nivel, junior sau intermediate, care pot să opereze alături de absolvenți de facultate în condiții foarte bune în firmele IT din Timișoara. Învățarea e, permanentă în acest domeniu. Știți că tehnologiile IT sunt extrem de rapid perimate și înlocuite și de-aia nu e deloc infrecvent ca să întâlnim copii de, cum vă spuneam, de 10-12 ani care învață lucruri pe care le învață și adulți. Practic acoperim în activitățile cu caracter educativ ale ecosistemului toată gama de vârste. Vă ziceam de 7 ani vârsta de început al activității la Coder Dojo, dar tot atât de frecvent veți găsi angajați cu 10-15 ani vechimă care învață în cadrul inițiativelor acestui ecosistem. Nu se învață doar tehnologie, se învață și antreprenoriat, metodologii de dezvoltare și din ce în ce mai mult aspecte legate de afaceri în domeniul IT. Principiile sunt, poate e o enumerare foarte lungă, dar vorbim de chestii informale. Nimeni nu așteaptă
certificate, nimeni nu așteaptă diplome, toată lumea absoarbe cunoaștere și competență. Nu știu... Învățarea e inclusivă, deci practic foarte frecvent veți întâlni și oameni care, de la care nu v-ați aștepta să învețe, să programeze. Avem copii cu anumite grade de autism care, eu știu, își găsesc cumva o cale de manifestare și de deschidere în domeniul programării. Marea majoritate a activităților sunt gratuite, crowdsourced. Practic, oameni din ecosistem devin furnizori de cunoaștere și de învățare. Oamenii își asumă foarte frecvent rolul de mentor și în același timp de colegi de învățare. Frecvent aducem experți recunoscuți pe diverse din diverse surse interne, dar și externe. Frecvent sunt manifestări de co-petition în învățare și hackathonele sunt un asemenea exemplu. Și în majoritatea cazurilor învățarea este autoasumată, ritmul de învățare e decis de învățăcel, subiectele iarăși sunt alese de aceștia și iarăși traseul formativ și informativ e decis de subiectul învățării. Foarte frecvent cunoașterea transmisă de la oameni mai maturi către cei tineri, dar se întâmplă și foarte frecvent să vezi oameni de vârste similare învățând unii de alții și mă refer aici în primul rând la copii. Nu știu, atmosfera e extrem de deschisă și prietenoasă, iarăși aici vedeți un mentor și un ninja de la Coder Dojo. Aici un tânăr care știe să folosească pistoale de lipit impresionează colegele lui de Coder Dojo. Aici un copil de 14 ani la vremea aia, Vlad Fara, a învățat de la un programator din Belgrad care a venit să participe în Timișoara la un eveniment în cadrul unei Global Day of Code Retreat. Credem că până la urmă, acest gen de expunere precoce a copiilor la experiența unor adulți, în acest mod informal, e cumva generator de salturi spectaculoase și motivare suplimentară în dezvoltarea profesională. Veneam aici la câteva informații despre ce se întâmplă, cum reușim să aducem ecosistemul ca obiect de studiu. Practic, ne place să invităm cercetători, doctoranzi, chiar și studenți foarte buni care își dezvoltă lucrările de licență sau de dizertație să își ia ca și, pool de obiecte de studiu startup-urile locale. Se pot extrage extrem de multe informații care expuse viitorilor antreprenori iarăși relevă modalități prin care succesul poate fi mai ușor atins. Mai încercăm să facem o extindere a Coder Dojo în mediul universitar. Avem promisiuni de la Tibiscus că vor prelua modelul. Încercăm să construim platforme prin care firmele să poată propune mai ușor și să susțină elaborarea de lucrări de diplomă în domeniul tehnic în universitățile din Timișoara. Încercăm să dăm o componentă de cluster Asociației Banat IT și acolo rolul Academiei e foarte important și încercăm să aflăm mult mai bine ce Dumnezeu e această industrie IT în Timișoara, cât e de extinsă, cine sunt actorii,
să ajungem cumva să venim cu cifre ceva mai exacte decât acel, suntem între 10 și 12.000 de programatori. Ce știm să facem, cum facem, ce lecții utilizabile de către alții avem. Cam aici ar fi, eu știu, finalul prezentării mele. Îmi cer scuze că am depășit timpul alocat și